Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor. Iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta o carte și ne vom întâlni cu un invitat de excepție. Sunt Natasha Alina Culea. Bun venit la Book Media! Dragilor, astăzi vorbim despre romanul Ana Karenina, de Lev Nikolaevich Tolstoi. Nici nu știu cu ce cuvinte să încep descrierea unui roman precum Ana Karenina, în afară de poate cel mai faimos citat al tuturor timpurilor, cules chiar din primul paragraf al romanului. Toate familiile sunt fericite la fel, dar fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Scriitorul ne spune astfel încă de la început că urmează un roman despre relațiile de familie și despre toate posibilitățile prin care acestea ar putea fi nefericite. Nu știu dacă sunt oameni care nu au aflat despre destinul trist al Anei Karenina, mai bine spus, Ana Arcadievna Karenina, protagonista acestui roman, pe cât de apreciat și iubit, pe atât de ecranizat. Legat de asta, se anunță anul acesta o nouă ecranizare, rusească. Romanul poate că și-a descurajat unii cititori din cauza dimensiunii sale. Cartea de la editura Litera, de exemplu, are numai puțin de 1168 de pagini. Deși ritmul romanului este lent, aproape ca ritmul trecerii vieții într-o zi liniștită, îți garantez că scrierea va fi o încântare pentru tine. Romanul a fost publicat prima dată în anul 1877 și este al doilea roman al lui Lev Nikolaevich Tolstoi după Război și pace și ne portretizează societatea rusă, convențiile sociale, mariajele lipsite de substanță, determinismul social, prejudecățile, morala și metehnele societății ruse de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Și ne putem pierde în digresiuni, dar putem să nu sintetizăm esența acestui amplu roman. Până la urmă, Ana Karenina este un personaj care ne amintește de Madame Bovary, a lui Gustave Flaubert. Roman care a fost publicat în 1856, deci la doar două decenii diferență. De ce spun Madame Bovary? Un personaj feminin, cu un destin la fel de tragic, încă o femeie aflată într-un mariaj lipsit de iubire. Sau cum a scris inspirat Tolstoi în Ana Karenina, oamenii au inventat respectul ca să ascundă locul gol, unde ar trebui să fie iubirea. Cei doi mai protagoniști ai romanului sunt evident Ana Karenina, dar și Constantin Levin, care totuși, în ciuda calităților și ascensiunii sale spirituale, cade cumva în plan secund. Multele personaje ar putea aduce puțin o confuzie, dar ca să clarificăm. Ana este căsătorită cu Alexei Karenin și are un băiețel pe Serioja, fiind măcar mulțumită de căsnicia ei până îl întâlnește pe Constele Vronski, care până o să o întâlnească pe Ana, o curta pe Kitty. Kitty îl refuză inițial pe Constantin Levin, dar sfârșește acceptând cererea acesteia în căsătorie, abandonată fiind de Contele Vronski. Nu o să-ți dezvălui și celelalte cupluri ale romanului și propriile lor probleme, căci le vei descoperi în lectura cărții. Romanul Ana Karenina vine la pachet cu recomandarea unui alt scriitor rus cunoscut, Vladimir Nabokov, cel care se știe că l-a considerat pe Tolstoi ca fiind cel mai mare prozator rus. Alături de celebra recomandare, o adaug pe a mea și te îndemn să iei de grabă această carte monumentală, care, oricât de ecranizată ar fi, nu-și va pierde niciodată farmecul inegalabil al unei mari scrieri. Încheie această prezentare cu un alt citat al lui Lev Tolstoi. Acel ce n-a cunoscut decât pe soția sa și a iubit-o, știe mai mult despre femei decât cel care a cunoscut 1000. Nu vă promit de fiecare dată un invitat special? Ba da, vă promit. Și astăzi avem un invitat la fel de special, Alexandru Unguru. Alexandru este dramaturg, este autor. Am și primit o carte, o să vă arăt imediat. Este actor, este regizor și vom afla mai multe despre el și cred că trebuie să continuăm să aflăm despre oamenii care contribuie la cultura în țara asta, care este și așa destul de încercată. Dar să lăsăm pe Alexandru să ne povestească despre asta. Bine ai venit la Book Media, Alexandru, în primul rând. Mă bucur că m-ați invitat, mă bucur foarte tare. Și eu mă bucur că mi-ai dat această carte, Doi și un tulnic. Această carte, tu ai publicat-o la Casa de Pariuri Literare.
Da, imediat. De fapt, chiar în timpul pandemiei s-a întâmplat toată nebunie. Consider o nebunie? Da, a fost o nebunie, chiar a fost o nebunie. Probabil că în perioada aia în care toată lumea se plictisea pe acasă și nu mai știa ce să facă, am găsit întâmplător un anunț de la ei, de la Casa de Pariuri Literare, și am zis să le trimit un mail, total random, total întâmplător. Și au spus, sigur, noi suntem încântați, da, am vrea, trimite-ne un fragment dintr-o piesă de teatru, dacă... Bine. Și uite, așa am decis să publicăm 5 piese de teatru. Au fost de acord și cu o ciudățenie personală. Am adăugat la final QR coduri care duc la pagina spectacolului făcut după fiecare piesă de teatru. Deci poți scana și vezi imaginele din spectacol, recenziile și așa mai departe. Asta a fost moda anilor 2010, acum nu se știe care va mai fi moda. Să ai o pagină de Facebook cu fiecare spectacol pe care îl creezi. A fost un proces interesant de editare. Eu mai publicasem înainte doar teza mea de doctorat, unde practic, fiind publicată la editura universității UNATC, la UNATC Press, și fiind non-ficțiune, lucrarea despre academică, actorului. Da, despre arta actorului, a fost puțin mai stufoasă, a fost un tiraj mic și atunci a fost o chestie, o lucrare academică, orice lucrare academică. Dar aici am spus, totuși dramaturgie, ok, nu există un public cititor de dramaturgie cu adevărat mare în România și cred că e de fapt o preconcepție, pentru că țin minte și acum când am citit prima dată Hamlet și Macbeth, era o ediție de la Prietenii Cărții și eu eram prin clasa 6-a, cred, sau a 7-a și am fost fascinat să descoper că se poate ca o lucrare literară să aibă dialog aproape în proporție de 99%. Adică, nu? Toți copiii fug de descrieri. Clasa 6-a fugeam și eu de descrieri și m-am refugiat în piesele de teatru. Și, sincer, cred că e o lectură ușoară pentru oricine. Adică, majoritatea celor care au citit-o mi-au spus că e o bucurie și că parcă am văzut spectacolul și că vreau neapărat să văd și reprezentațiile. Unele se mai joacă, unele nu. Și atunci, na... Așteptăm să fie montate de alții, probabil. O să spun și eu ce cred după ce o citesc. Sigur că da, abia aștept. Noi putem să te vedem acum în mai multe spectacole de teatru. Am văzut că aici ai colaborat cu Teatrul Metropolis, Teatru de Comedie și Teatrul Național de Operetă. Asta a fost de-a lungul anilor. Mm-hmm. Acum, în momentul de față, sunt colaborator la Odeon prin proiectul Clasic e Fantastic. Așa, aici voiam să ajung. Că văd aici că ați abordat copilăria lui Chopin, Vivaldi, Mozart, Bach. Avem 13 titluri și săli pline la Odeon, și la Sala Studio și la Majestic. E o bucurie fantastică să joci pentru copii și să avem, nu știu cum să-i spun, privilegiu, aș putea spune, de a introduce în lumea muzicii clasice. Într-o epocă în care toată lumea ascultă muzică pop sau muzica anilor noștri, felul în care ei descoperă Chopin sau felul în care descoperă Mozart și faptul că vin părinți și ne spun nu se mai culcă fără să asculte Vivaldi, pentru noi e o bucurie fantastică, adică e dincolo de a juca teatru, e efectiv, ai senzația unei misiuni, aproape un apostolat al muzicii clasice. Și au venit părinți care ne-au spus vrea neapărat să-l dau la pian, dar nu știu dacă să-l dau. Na, e o decizie personală a oricărei familii, dar până la urmă au ales să își dea copiii la pian în anumite cazuri și au venit ulterior la alte reprezentații să ne spună cât de mult iubește pianul, nu se mai dezlipește de el. Adică e ceva fantastic ce se petrece acolo. Mă gândesc că bine, noi mai avem acum, îți dai seama că și muzica clasică este reinterpretată, de fapt totul este reinterpretat. Absolut. Da. Din multe puncte de vedere, mie nu prea îmi plac reinterpretările, spun sincer, pentru că oricât nu știu cine își dorește ceva atât de reinterpretat încât să ai mai multe întrebări decât ai plecat acolo, chiar dacă asta ți aduce o conștientizare sau nu, totuși oamenii, în momentul în care, de exemplu, vor să vadă, hai să zicem, Ana Karenina, nu vor pe Ana Karenina arătând precum Keira Knightley. Oricum, aia n-a fost o ecranizare bună. Apropo de tot ce s-a întâmplat până acum cu Ana Karenina, mai avem o ecranizare, a fost rusească, nu mai știu prin ce an, alb-negru,
cu o domnișoară actriță care avea și mustață și de toate. Deci noi, eu chiar aștept o ecranizare bună pe măsura acestui roman, care este extraordinar, adică absolut. Despre ce vorbim. Există și o interpretare roman grafic, care este Ana Karenina și zombie. Asta încerc să spun, adică reinterpretările acestea. Exact. Și am fost la spectacole de teatru în ultima vreme, ca niște ateliere, niște lucruri mai flamboiante, m-au lăsat cu un gust amar de fiecare dată și am și spus la un moment dat, când ne-au întrebat ce părere aveți, și eu am spus, noi când venim la teatru vrem să vedem clasic, vrem să mergem în acea vreme, că în vremea aceasta nu e nevoie, adică stăm în ea. Trăim în ea, de ce am avea nevoie să vedem o piesă măcelărită? Da, știu, tu n-ai cum să fii de acord cu asta. Da, pentru că da și n-ai nu, cum. De fapt. Știi? Ba da, aș avea cum. De ce? Pentru că ține de un anumit, hai să spunem, un nivel de consum. Teatrul e un produs de consum și atunci, dacă eu vreau să mănânc pâine, eu îmi imaginez pâinea din copilăria mea, care era o pâine albă. De obicei era pâine de Sibiu, când am copilărit în zona Brezoiului se aducea pâine albă de Sibiu, care e o pâine foarte mare, foarte albă, foarte densă, mănânci o felie, nu mai vrei nimic. Dar în același timp există 100.000 de feluri de pâine, cu tot felul de semințe, cu tot felul de adaugă. Întrebarea mea către tine, Alexandru, acum. E tot pâine, nu? Adică fiecare... Știu, dar întrebarea mea către tine. Nu cumva există părți ale culturii care nu ar trebui reinterpretate? Sunt perfecte așa cum sunt? Asta cu perfect așa cum e... Ce poți să-i reproșezi, de exemplu, unui astfel de roman, precum Ana Karenina sau Război și Pace? Nu poți să-i reproșezi nimic, pentru că el face parte din epoca respectivă, mai vorbește despre adaugi? Epoca respectivă. Dacă ar mai fi avut ceva de adăugat, ar fi adăugat Tolstoi, nu? Adică, cred că și-ar fi revizuit propriul lui roman până la moarte, dacă ar fi considerat că nu e gata. Și asta e o chestie, că să revizuiești creația literară până în momentul în care spui, domnule, e gata, e perfect așa cum eu o pot face. Nu? Cu toții vrem să schimbăm anumite lucruri în anumite cărți, să zicem, dați detalii și atunci n-ar mai fi carte respectivă. Nu-mi strica întrebarea de la Bucuiz. Spune-mi, cum ai hotărât să fii actor sau când anume s-a întâmplat declicul acela? Și destul când ai vrut de... să fii altceva, că după aia ai vrut regizor, ai... Da, e un întreg proces. Sincer, eu am vrut să fiu explorator, dar am descoperit undeva prin liceu că trebuie să faci facultatea de geografie și de fapt nu prea mai e nimic de explorat, pentru că e cam totul făcut tehnologic acum, și m-am cam dezamăgit și am decis să explorez chestia asta care este imposibil de sondat până la capăt, care e sufletul uman și experiența umană, și atunci am decis să dau la actorie, la teatru. Undeva prin clasa 11-a. Eu n-am făcut teatru în liceu, n-am făcut un liceu de profil artistic, am făcut matematică fizică, cu 8 ore de matematică și 6 ore de fizică și așa mai departe, care erau cum erau, dar mi-au fost utile. Iar ulterior, după facultate, la mulți ani, am ajuns în postura de a face regie, dar nu a fost o decizie personală, a fost o necesitate. Sunt foarte mulți actori pe piață, teatrul independent totuși nu poate absorbi chiar acest imens volum pe care îl produce statul, pentru că statul produce cel mai mult executanți artistici și disproporționat regizori. Și atunci noi între noi am ajuns să ne arogăm și această poziție de regizor. Eu am avut avantajul de a face asistență la un ATC niște ani și atunci, din postura de asistent, cumva faci un pic de asistență de regie spre anii terminali. Trebuie realizat un spectacol și atunci tu ești de fapt un asistent de regizor și profesorul e un regizor. Și atunci am avut oareși ce experiență în direcția asta ca să nu mă tem de proces. Uite așa regia, știi? Dramaturgia inevitabil a venit datorită situației precare din România, în care te trezești că trebuie să plătești niște sume colosale pentru drepturi de autor dacă vrei să montezi ceva. Și atunci, fiind în teatru independent, continuând acest periplu, da, în care nu știi exact care vor fi veniturile, investiția e personală, investești tu în costume, în decor, și așa mai departe, în chirie, sală. Dar ai și libertate mai mult. Ai o libertate, probabil, într-adevăr, foarte mare. Însă nu ai nicio siguranță post-creație, da? Și atunci ar fi o sumă mare pentru drepturi de autor la o anumită piesă, la un anumit text, o sumă bine meritată, nu o neg, însă am ajuns la concluzie chiar cu Deveghen la anul de ocară, unul din textele care este și în carte, cu colega mea Mihaela Șerban, domnule, mai bine hai să
scriem piesa, să... hai să scriem noi o piesă, că mai sunt 3 săptămâni până la premieră și nu mai montăm chestia pe care am decis să o montăm, dar am anunțat deja că facem o premieră. Și așa a ieșit textul de Veganul de Ocar. A fost un proces interesant, un proces diferit, adică n-a fost mă așez la masă și mă apuc să scriu un text, ci a fost cam despre ce am vrea să vorbim în spectacolul ăsta. Cam ce e necesar în momentul ăsta la teatru? Sincer, acum, că vii la teatru independent, nu vine neapărat să vezi Ana Karenina montată, pentru că ai fi extrem de dezamăgit. Nu ai costumele, nu ai cum să recreezi mobilier și așa mai departe ca să duci oamenii în acea atmosferă. Poți doar să faci o reinterpretare, ceea ce ar fi o dezamăgire și foarte multă muncă. Și eu am fost dezamăgit de-a lungul timpului de montări ale textelor lui Dostoevski sau Tolstoi și în același timp nu am cum să-i judec neapărat, pentru că nu au altceva de făcut, n-au cum. Și așa că am găsit niște... N-au din ce. Exact. Și am găsit câteva subiecte mari care ne pasionau în momentul respectiv pentru a crea acest De Veganul de Ocară. O parafrază la celebra carte De Veganul de Secară lui Salinger, într-un fel și un cârlig pentru noi, pentru cei puțini care au și citit De Veganul de Secară, care au spus, a, De Veganul, nu e, dar o să vezi tu. Și cumva e spiritul din De Veganul de Secară, spiritul, doar spiritul, în rest n-are absolut nicio legătură. Ce reacție a avut la Doi și un Tulnic? Doi și un Tulnic a venit, chiar a fost al doilea spectacol pe care l-am făcut noi la Teatrul la Godot, Cafe Teatru, și reacțiile au fost foarte diverse. Începând cu reacția scenografului, la ultima parte din text, textul este structurat destul de, hai să-i spunem, matematic, în sensul că ai scenă de doi, monolog, al treilea personaj, altă scenă de doi, alt monolog și tot așa și tot așa, și sunt vreo 7 cicluri de genul ăsta. Ultima scenă este între doi, o discuție între doi talibani, el și ea. Venea fix în momentul în care se întâmplaseră tot felul de incidente, Charlie Hebdo, dacă îți mai aduce aminte, tot felul de trăznăi de genul ăsta cu acte teroriste. Da, noi eram cumva una dintre posibilele ținte, că noi participam și la războiul din Irak și la ala din Afganistan. Deci cumva... Și noi făceam o scenă pe buza scenei de la Godot, în care cei doi, el și ea, talibanul, talibana, stau ciuci în postură de taliban, ea acoperită cu o burcă, îi se vede nu știu ce, și ea îi mărturisește că ea pleacă 2 anotimpuri pe an, pleacă la mătușa ei din Bicaz. Din Bicaz. Și o înlocuiește o verișoară și îl întreabă pe el, tu știi cum arăt eu? Și el se uită la ea și evident pentru toată lumea nu se vede și încearcă să explice cum arată ea și spune, ești cam așa și așa. Și ea spune, păi și verișoara mea e tot. Și tu nu ți-ai dat seama. Deci cam asta era discuția. E o idee comică, e o abordare de tip pamflet, de nu, o parodie a unei situații. Însă scenograful nostru a fost, dar oare credeți că e bine? Dar oare totuși, adică nu puteți să renunțați la scena asta? Adică a fost foarte visceral, era un pic șocat că vom vorbi despre chestia asta. Dar cred că e unul dintre subiectele care trebuia abordate în momentul respectiv. Oamenii au fost încântați și pentru că noi am adus un tulnic pe scenă. Efectiv, instrumentul muzical tradițional românesc, pe care, apropo, nu l-am avut. Cu 2 zile înainte de premieră nu aveam tulnicul, deci era doar un om îmbrăcat popular, care era el, domnul Tulnic. Care și-a dat seama, el însuși, că a lucrat cu un regizor, cu Marian Crișan, care făcuse singurul documentar despre tulnic din istoria cinematografului românesc. Și îl sună. Și, practic, în 2 ore aveam un tulnic, la Godot. Poftim, luați un tulnic. Cadou, gratis, ca să zic așa. Am avut noroc când a pus buzele pe tulnic Alin State, băiatul care a jucat domnul tulnic, a și ieșit sunet, cumva nativ, a fost un instrumentist foarte bun, chiar a fost lăudat ulterior și de cei de la Uniunea Munților Apuseni și de către tulnicăresele, cele câteva tulnicărese profesioniste din România. Și este o apariție. Imaginează-ți să intre cineva pe scenă și îți cântă din tulnic, umple toată sala. E un spectacol care mi-a fost foarte drag și încă țin cumva la el. Am citit că este o comedie amară despre globalizare. Deci, ești împotriva globalizării? Nimeni nu poate să fie împotriva... Ești pro-globalizare? Nici pro. E ca și cum ești? Ești împotriva primăverii sau ești pro-primăvară? N-ai cum să fii împotriva primăverii sau împotriva... Sunt pro-primăvară. Ești pro-primăvară, că îți place, nu? E bună. Dar e ciclică, nu poți. Ea va veni și va trece. La fel ca și globalizarea, care va veni și va trece.
Nu? La un moment dat tot trebuie să treacă. Dar ce crezi tu despre globalizare? Personal, cred că, trecând de zona economică, ce e globalizarea? Globalizarea este un proces, nu? Un proces socio-economic prin care taxele scad și comerțul crește. De fapt, asta e toată nebunia. Ar trebui asta să fie. Nu, asta chiar asta se întâmplă, pentru că în momentul de față eu am șosete făcute în China și nu am plătit pe ele 100 de galbeni, să zicem. Da, am plătit foarte puțin pentru că taxele sunt de fapt foarte mici și este un întreg proces de transport pe mare și așa mai departe și costurile de transport au scăzut, etc., etc. Mâna de lucru este foarte ieftină acolo, nu? Față de șosetele făcute aici. Da, hai să zicem mai degrabă că și-au deschis niște fabrici pe aici mai, și au scurtat lanțul. Nu cred că mai vin din China neapărat, dar cu siguranță sunt făcute mici fabricuțe de chinezi care sunt în Europa în momentul ăsta. Exact. Și inclusiv procesul tehnologic s-a simplificat. Nu mai este o mașinărie foarte mare, e o mașinărie foarte mică care execută, de exemplu, șoset. Uite, un aspect negativ al globalizării pentru mine. Să mă duc într-o țară, în primul rând știu deja, am 7000 de informații din acel loc, de pe Facebook, de m-am săturat, în momentul în care ajung acolo nu mai deja am niciun tot. Și, de exemplu, nu pot să mai văd Zanzibar. Deci nu pot să mai văd Zanzibar. Anul trecut, cred că tot Facebook-ul meu a fost plin de așa ceva. Dar globalizarea aceasta aduce această uniformizare și își pierd anumite locuri, farmecul din tâi, l-aș spune eu. Specificul. Care e... un tunel către istorie, către puncte de istorie, de cultură, și asta este păcat să se piardă. Este păcat și în același timp este și inevitabil. E inevitabil doar dacă îți arunci un ochi înapoi în istorie, îți dai seama cât de inevitabil este, pentru că orice civilizație are o curbă din asta sinusoidă pe care trebuie să o respecte, cu un vârf și cu o cădere. Și pe cădere rămân niște resturi pe care le ciugulim noi turistic cât un pic, cât un pic, făcându-ne înăuntrul nostru, construindu-ne o iluzie că am avut acces la respectiva cultură. Nu avem acces, nici măcar la cultura românească nu mai avem acces. Este atât de tarată de comunism încât în momentul ăsta totul este artizanat. Adică, nu știu, sunt... Pe mine mă fascinează tot procesul ăsta de turism, de a pleca de la explorare la colonizare, de la colonizare la exploatare și de la exploatare la turism. Că ăsta a fost canalul pentru tot, absolut toată planeta asta, de la Zanzibarul ăla amărât, da? Care este o insuliță nenorocită. Care chiar e amărât. Măi, e o insulă. E o insulă pe coasta Africii, da? Africa nu prea are foarte multe insule oricum, dacă te uiți la ea, e un monolit. Zanzibarul a fost o colonie independentă separată pe care au lipit-o la mai britanicii de Ditai Tanganyika. Tanganyika în momentul ăsta e Tanzania. E o chestie imensă care n-are absolut nici înclin, nici mânecă cu Zanzibarul. Zanzibarul a fost colonie musulmană. Sunt lucruri atât de diferite alipite al Andala, știi, încât zici, păi am fost în Zanzibar. N-ai fost în Zanzibar, ai fost într-o țară care se numește Tanzania, care are insula Zanzibar, care într-adevăr e făcută ca o colonie turistică, ca să te simți tu bine și în siguranță să nu fii tăiat de cineva pe stradă, pentru că acolo lucrurile se întâmplă destul de dur, nu cum ni le imaginăm noi. Adică am văzut recent ceva, un soi de documentar despre columbienii care încearcă să emigreze spre Statele Unite și trebuie să treacă prin Panama. Trecerea din Columbia în Panama nu există, ei nu au drumuri. E o zonă care se cheamă Depresiunea Durian, care este cea mai dificilă zonă de pe Terra. Când te uiți așa la America de Nord, America de Sud și vezi istmul ăla, Panama, zici, a, super, au autostradă sigur care trece pe acolo. N-au nimic, este groaznic. Și sunt sute de mii de oameni care în momentul ăsta trec prin jungla aia în speranța de a ajunge în America. Noi ne facem probleme că s-a scumpit zborul până în Dubai. Există niște discrepanțe. Asta e globalizarea, de fapt. Asta e globalizarea. Sunt cohortele de afgani și de somalezi care au încercat să ajungă în Germania acum câțiva ani și cohortele de germani care încearcă să ajungă în Thailanda. Nu? Ca să ce? Ca să consume plajă și următorul tsunami. Vezi, ăsta e consumul, de fapt. Globalizarea este un proces de consum. Imperiul Roman a avut același proces. S-a întins așa de mult încât lumea s-a plictisit și a zis, ce facem acum? Turism. Și făceau și ei o formă de turism, până când lucrurile s-au destrămat. De ce? Pentru că s-au întins foarte tare. Știi? Adică, ce zici tu asta cu păstratul specificului local? Da, e un lucru frumos, e un lucru care ține de secolul XIX, de naționalism, de hai să identificăm până unde e poporul nostru. De cultură. De cultură. Doar că această cultură are o anumită forță, o energie a ei. Și ea poate emana atât cât poate ea emana.
nu știu câți scriitori, de exemplu, hai să spunem, din Liechtenstein, bine, ok, nu e bine, că e o țară foarte mică, dar din, din Afganistan cunoaștem. Câți scriitori, ce aia, nu scriu chiar nimic, din Pakistan, hai să zicem, câți din Zanzibar, câți dramaturgi sunt în Zanzibar, nu știu, dar poate că ar fi, dar n-au acces la educație și să ajungă la un moment dat să-și dezvolte această chestie. Luăm lucrurile de-a gata după termometrul pe care îl avem. Și noi avem un termometru european. Inevitabil. Este european. E adevărat. Pentru că noi suntem separați de vest și o să fim pentru totdeauna separați de vest, pentru că noi nu am colonizat nimic. Nu poate nimeni să vină să ne impute. Știți, voi românii sunteți albi și aveți privilegii de albi. Mă rog. Ce privilegii de albi? Eu mă bucur că suntem separați de vest. Da. Într-un fel, da. Chiar da. Pentru că au niște probleme la care nu se așteptau. Nu se așteptau. Adică ce rost are să umpli de vopseau statuie. Mie mi se păreau că unele erau counter-intuitive. Adică da, era clar exact că o să se ajungă la aceste la un moment dat urma să se întâmple. Mie mi se pare ciudat că au durat atât de mult până când au intervenit aceste. Da, lucruri. A durat atât de mult și pentru că au avut ei grijă. Că, na, pot să ții, nu? Să sperăm că, uite, tot voiam să te întreb și de ce se plâng actorii, să sperăm că nu o să ne mai plângem atât de mult, măcar înainte de campaniile electorale, că așa se întâmplă lucrurile la noi. Pe ultima sută de metri ce se poate cârpi, pac, pac, hai să îmbunătățim, să pară că ne interesează că se, și da, că am făcut ceva. Deci de ce noi se plâng ne actorii? Ne place chestia asta. Că și asta noi ne plângem, adică ne doar plângem actorii. Tot, normal. E și o chestie comună asta cu plânsul. Nu, adică eu bine, ni se și potrivește. Nouă, se potrivește, ca popor, poporul ăsta se plânge așa, în continuu, orice ar fi. Și când e foarte bine se plânge. Serios, adică dacă totul e perfect, tot găsește ceva să... Da, deci e așa perfect? Trebuie să fie un pic mai câș, așa, nu are armonie. Da, oricum, mulți scriitori ai noștri au fost cunoscuți prin faptul că se plângeau. Adică erau în tristețe maximă și atunci s-a considerat automat că este un scriitor mare. Dacă este atât de trist, da, trebuie da, să fie trebuie și să intelectual fie la fel de important. Da, trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva acolo. Actorii se plâng de tot felul de lucruri și o să se plângă și mai departe, că asta e viața, normal, și mai sunt și români pe deasupra. Dar chestia cu ciclicitatea electorală, într-adevăr, e funny, mai ales că am intrat și noi în circul ăsta al democrației ciclice, în care ai senzația că există o ultimă 100 de metri. Nu există nici 100 de metri, pentru că după aia mai continuăm. După aia urmează încă 4 ani, sau 5 ani, sau 3 ani, sau câți ani o fi respectiva persoană da, da, in charge. Noi ca oamenii sărași privim totul pe bucăți. Noi vedem pe nu bucăți, vedem pe termen atât, lung. Tocmai pentru de că aia. Trăim de la salariu la salariu, pentru că trăim de azi pe mâine, expresia aia clasică, nu? De azi pe mâine. Ce e mâine? Habar n-am, lasă rezolv azi. Adică e greu să ai o viziune de ansamblu sau o privire largă dacă tu trăiești de azi pe mâine. Știi ce mă fascinează pe mine la poporul român? Cimitirul de la Săpunța. E un paradox și este ceva vechi. E ceva de secol 18-19. Vezi, deja acum e tradiție, e artizanat în momentul ăsta. Nu mai e autentic. Nu mai e autentic, e o piesă de muzeu. Noi mergem să-l vedem, ne bucurăm că există, dar mai există un al doilea cimitir de la Săpânța? Există o cultură a cimitirelor de la Săpânța? Există în mai multe locuri din această țară cimitire ca cimitirul de la Săpânța? Nu. Ceva unic. Deci ceva regional, ceva punctual. Este o piesă de muzeu. Ceva ce ne arată că noi știm să râdem de, de asta. Da, și asta, pe de-o parte, ca orice lucru care are două părți, pentru că orice lucru are două părți, plus și minus, automat te gândești dacă nu cumva ne-am obișnuit atât să râdem despre asta, că nu mai facem nimic. Da, cred că se întâmplă și chestia asta și pe, din punctul ăsta de vedere avem noroc că există globalizare și că au venit corporațiile peste noi și că ne biciuiesc să facem anumite chestii. Că nu le-am face. Chiar nu le-am face, serios acum. Adică în anii 90 s-a demantelat toată industria care era, oricum era ea, bună, proastă, it doesn't really matter, s-a desfăcut. Da? Și nimeni n-a avut ceva de zis. Adică nimeni n-a zis, dune, dar stai puțin, hai să mai facem niște tractoare, în definitiv avem nevoie de tractoare, nu? Că totuși de arat tot trebuie să arăm. A, lasă, cumpărăm din altă parte. De ce? Pentru că n-am avut această dorință de a face, de a drege noi lucru. L-am lăsat să se destragă. Bine, am avut și niște trădători care n-ar fi trăit chiar bine dacă erau pe vremea lui Țepe sau mai știu eu. Cum era și încă avem, stai puțin, adică am avut. Avem, avem, da, avem ajung, să ne punem și în cap, avem să ne ajungă. Să, avem să dăm și la alții. Da, exact. Mă gândeam în timp ce vorbeam de cimitirul de la Săpânța și încercam să-mi aduc aminte epitaful ăla, că era foarte funny, că aici zace biata soacră mea,
10 ani sau nu știu ce de mai trăia, citea eu și citea ea și era îngropat el, da, sau ceva, da, nu da, mai da, știu schimb, exact cum exact, era, da. Dar era amuzant. Da, da, da. Da, fenomenul ăsta, săpânța, pentru mine face parte din identitatea poporului român. Pentru că, vezi tu, negeneralizând, există niște trăsături definitorii, generaliste, nu perfecte, da, nu da, absolute, da, 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 prin care un popor se... De exemplu, știu că au existat niște statistici, niște studii făcute și au spus că poporul român este unul imitativ, adică ne place să imităm alte culturi. Adevărul e că ne ducem. Când vorbeam franceză, când vorbim engleză, mergem engleză, după val, da. Da. Ne plângem, clar ne plângem, știm să râdem. Deci există niște trăsături definite. Nu poți să zici, de exemplu, despre nemți că știu să râd. Adică mai puțin, da? Sau despre austrie să știu să râdă. De-aia zic, știi, adică oricât n-am încercat să cădem în niște generalizări care n-ar fi chiar corecte și nu absolute, cu siguranță, da, putem spune totuși niște lucruri despre... De exemplu, când lucram într-o firmă grecească, poate te aștepți la vreo întâlnire de afaceri grece să ajungă la timp. Uite, am o emisiune după aceea, Cultură și civilizație greacă, sunt foarte curioasă dacă se va întâmpla la timp. Iar dacă va fi la timp, va fi din cauza că a trăit în România. Da, pentru că pentru ei este o opțiune să vină, să nu vină, sau când să vină, dacă să mai vină. Și nici să anunțe. Asta e o chestie. Și nici să anunțe, da, pentru că sunt mult mai relaxați. Da, exact. O altă atitudine vis-a-vis de tot. Adică nu e generalizată atitudinea, e o atitudine de țară. Eu stau să mă gândesc și noi sigur o să ne ducem în mai multe direcții cu discuțiile. Și bine că se întâmplă așa. Deci aș trece la Bizaria ca să fiu sigură că mi-am ocupat întrebările din Bizaria. Cartea citită recent. Este o carte scrisă de Susan Williams despre Africa postcolonială. Scapă puțin titlul acum. Cred că White Ties se cheamă, legături albe. Pentru țara anume? Este vorba despre Ghana și despre Republica Democratică Congo de astăzi. Uh-huh. Fostă Zaire, fostă colonie belgiană, Ghana a fost colonie britanică și cei doi președinți din anii 50-60, printre care Patrice Lumumba era cel din Zaire, pe care CIA l-a executat într-un mod foarte arbitrar, tocmai pentru a evita ca Africa să crească, să se poată dezvolta normal și armonios. Știi că sunt multe cărți acum pe piață pe tema colonizării din Africa. Așa nu știu este, să spun de ce, este. Este o explozie. Este o explozie pentru că este și o explozie demografică, e o explozie de necesitate. În momentul de față, Africa se află pe punctul de a depăși în următorii 20 de ani Asia ca număr de populație. Și atunci, dacă tu ai atât de mulți oameni, mm-hmm, ai și un potențial foarte mare, un potențial de creativitate, un potențial de dezvoltare, de inovație. Ei pot, într-adevăr, cu continentul ăsta, care este o masă constantă, da? Adică nu are circumvoluțiunile pe care le are Europa, de exemplu. Când te uiți la Europa, vezi că are o succesiune de peninsule, ea însăși fiind o peninsulă. Europa este peninsula Asiei, geografic vorbind, nu este un continent în sine, este o excrescență din Asia, cu niște mici alte excrescențe. Pe când Africa e dintr-un tot și atunci e foarte ușor să creezi acolo tren de mare viteză care să lege toate țările între ele, să creezi cu adevărat o comunitate și așa mai departe. Acum, depinde în ce măsură le va fi de folos celor două mari puteri din momentul de față. Cartea copilăriei. Doctora Omă Doare, care este absolut genială în continuare din punctul meu de vedere, chiar dacă este o reinterpretare a cărții Dr. Doolittle, scrisă de Hugh, nu mai țin minte cum, dar britanic în orice caz. Dr. Omă Doare a fost o reinterpretare a unui scriitor sovietic care a intrat la noi pe piață, evident, cum intrau cărțile alea frumoase prin anii 70-80, coperți tari, coperți lucioase și ilustrațiile erau fascinante, plus că Dr. Omă Doare avea o soră, Varvara, și eu aveam o soră, Andreea, și cumva eram foarte fericit că eu aș putea să fiu acest Dr. Omă Doare care salvează toate animalele de pe planetă. A fost o carte pe care am citit-o, cred că zilnic, la un moment dat, cred că pe la 4 ani o citeam în fiecare zi. Activism legat de animale? Foarte puțin, dar într-adevăr îmi pasă, dar nu se vede că îmi pasă. Da.
Eu semnez diverse petiții, sunt exact, acolo, la nu ăsta, mai mănânc carne da. De vreo 12-13 ani, nu mai mi-aduc aminte. Am și vreo 15 ani, deci suntem tot acolo, e bine. E bine, e bine. Deci ceva tot facem. Ceva tot facem. Bineînțeles că facem. Tu stai, eu am făcut socotarea, nu știu cam cât am salvat enorm. Până acum, dacă... Doamne, deci pfă, au fost nici nu vreau ceva să-mi imaginez. Sincer, cât am făcut o fermă, am salvat, de da. Fapt. Da. Recomandă-ne o carte. Aș... Vreau să recomand două, de fapt, pentru că nu pot să recomand una singură, că așa sunt eu. Se cheamă This Much Is True. Este o carte scrisă de Miriam Margolis. Le citești în engleză? Că mi-ai zis titlul în engleză până acum. Da, citesc și în engleză, citesc și ascult audiobook-uri în engleză. Cred că am ajuns să citesc mai mult în engleză decât în română, dacă e să o luăm proporțional. Da, am ajuns să citesc mai mult în engleză. Este jurnalul unei actrițe, Miriam Margolis, care este o actriță britanică, a jucat și în Harry Potter, a fost profesor Sprout în Harry Potter și foarte multă lume o știe de acolo. E o femeie foarte haioasă, ea e din asta, o activistă, un dop așa de om, n-ai zice că e actriță, dar e mică, îndesată, bătăioasă și lesbiană și împotriva culturii și comunistă în același timp, dar nu foarte. E evreică la origine, Margolis e un nume evreiesc, familia vine din Bielorusia. Și povestea vieții este fascinantă, deci nu cred că m-am mai bucurat de o carte, așa cum m-am bucurat de cartea ei, This Much Is True, de foarte, foarte multă vreme și sunt absolut convins că o să treacă 1000 de ani până va fi tradusă în România. Pentru că nu avem noi foarte mare aplicare spre cărțile autobiografice. Mie mi-a plăcut cartea autobiografică a lui Woody Allen, apropo da, de nimic. Da, superbă. Mi-a plăcut. A fost ok față de multe altele, tot așa, de la editura Litera. E foarte frumos. Da. Bine, în continuare, la mine reprezentativ rămân două cărți. Ultimul Toareg al lui Vasquez și Zorba grecul al lui Kazantzakis. Fără ele n-are sens. Momentan nu am găsit nicio alta care să le înlocuiască sau să se apropie de ele. Dar nu mă refer acum la clasici, nu mă refer la toți, pentru că pur și simplu nu pot să le compar. Exact. Alte clase, de aia nici nu pot să recomand așa ceva. Că n-ai cum să recomanzi Victor Hugo, nu recomanzi Dante. Doamne, iartă-mă să recomanzi Dante. Dante e parte din cultură. Ar fi bine să pui mâna să citești Dante, dar nu-ți spun eu chestia asta, știi? A doua carte la care m-am gândit e Călcâiul de fier. Călcâiul de fier, uite, în română, Jack London. E o carte scrisă cu 100 și ceva de ani. Este o carte mai bună decât 1984, mai bună decât Minunata lume nouă, mai bună decât Noi de Zamiatin. Este o carte puternică despre viitorul nostru foarte apropiat, deși e scrisă cu 100 de ani. E foarte dură. E o carte... Da, nu. Probabil mi-ar aduce aminte de Orwell. O, da. Și de distopii. Da, absolut. Ce gen de cărți eviți? Evit cărțile făcute la rețetă. Adică, sigur ai observat că există un soi de val. Vine un val și toate rafturile de cărți din librării se umplu cu un anumit tip de copertă. O anumită estetică. În momentul ăsta, da. În momentul ăsta, din punctul meu de vedere, este acest, hai să-i spunem, chick lit, girl literature, da? În care ai senzația că e un fel de Sandra Brown reactualizat, dar nu e Sandra Brown, pentru că are niște elemente de fantasy Sandra Brown și mai parte. Absolut, și se reeditează în continuu. Atât Sandra timp Brown să nu va muri cerere, niciodată. Să va și va exista cerere. Da. Și normal să existe cerere. Cum? Există cerere. Mie ca și cum ai spune că nu există cerere pentru serialele de proastă calitate. Mi se pare ok Sandra Brown. Doar că nu înțeleg cum poți să depășești 20 de ani și să rămâi la Sandra Brown. Asta e sensibilă nelămurire, nu altceva. Trebuie să treci un pic peste, da, corect. Da. Agatha Christie e foarte bună, dar nu poți să citești doar Agatha Christie toată viața, nu? Adică... Da, Agatha Christie citesc pentru că mă deconectează. Exact. Și apreciez orice thriller care mă deconectează efectiv total de la viața mea și te transpune cu tot în altă parte. Mai ales dacă acțiunea e alertă, un thriller. Da, da, absolut. Întotdeauna te ține acolo și chiar are asta un rol foarte bun. Asta a fost descoperirea mea cu Dan Brown. Exact ce spui tu. Dan Brown, toată lumea era atunci cu filmul, nu știu ce, și l-am luat întâmplător în gară ca să merg 3 ore. În 3 ore s-a dus Dan Brown, a fost genial. Deci omul ăla are o rețetă a succesului în tastatură, știi? Exact asta e și cu Agatha Christie. Pentru că sunt anumite tipuri de cărți care pot fi văzute ca pe niște instrumente morale, știi?
Doar e un instrument moral. Agatha Christie e un fel de rețetă. Adică rețetă, se cam rețetă, întâmplă la fel. Își pune și amprenta feminină asupra acțiunii, pentru că, în general, oamenii sunt otrăviți. Morțile nu sunt prea violente în Agatha Christie. Niciodată, da? Exact. Dar ea a fost expertă în otrăguri. Feminin de a vedea violența, da, să zicem. Absolut. Bine, ea a fost și chimistă și faptul că a fost chimistă a ajutat. Așa, ne întind de la nesfârșit. O carte recitită sau foarte citită? Te-am zis deja de tot traumă, doar. Hai ca să... Deci ai citit-o de mai multe ori. Am citit-o de 4.500.000 de ori. Nu știu de câte ori am citit. Am citit atât de mult încât mă mir că încă mai are cotor. Carte. Deci așa o citeam am la 4 ani, așa. Înțelegi? Deci la 4 ani mă trezeam, mă spălam pe dinți și citeam de o traumă doare. Era aproape ca rugăciunea zilnică. Se uitau ai mei la mine un pic ca la felul 14. Dar era genială, nu știu. Probabil că o și știam pe vremea aia pe din afară. Așa am fost eu cu Enigma Utiliei. Am participat și la un concurs cu Enigma Utiliei. Știam aproape pe de rost cartea. Uite, vezi? Cartea cu un personaj care te-a inspirat. Personajul care să te inspire. Muntele Vrăjit, din Thomas Mann. Personajul principal de acolo, Hans Castorp. La un moment dat, Hans Castorp a fost chiar și pe vremea când apăruse e-mail-ul. Era e-mail-ul meu, deci ca să vezi cât de tare m-a așa. Primul meu e-mail era hanscastorp@aol.com sau ceva, vreo istorie de genul ăsta. Personajul este fascinant în continuare, mi-e și frică să o recitesc cartea. A devenit cumva parte din cine sunt eu pe undeva pe dedesubt. Mm-hmm. De ce? Pentru că este un privitor, un explorator, un observator. Este sub vremi, nu vrea să schimbe vremile, e sub ele. Și trecerea aia de la final din carte, că toată cartea, apropo și de Ana Karenina și de Mersul Lent, da? E o carte lentă, e o carte care te plimbă prin filozofie, îți prezintă niște personaje ciudate, dar lent, ca să guști ciudățenia. Ca pe urmă, ultimul capitol să fie război, moarte, ok, cam asta e realitatea. Da, doar că, uite, de exemplu, în Ana Karenina, cumva, el delimitează iubirea romantică carnală ca fiind idealistă și o sublimă, să zicem, pe cea mai degrabă spirituală și care e mai virtuoasă, probabil, din punctul lui de vedere. Pentru că în Război și Pace a fost mult mai îngăduitor cu personajul feminin, adică, na, săraca n-a sfârșit cum a sfârșit Ana Karenina. Da, exact. Natasha i s-au iertat toate păcatele și din potrivă. Deci, de-aia mă gândesc, nu știu, probabil, Tolstoi nu judecă personajele, ca orice mare scriitor care nu își judecă personajele, doar le înțelege și probabil înțelege oamenii din jur. Mai scrii o carte acum? Mai multe, probabil. Deci de-abia ai început. Da. O carte pe care nu ai înțeles-o la prima citire sau, nu știu, n-ai fost în etapa potrivită să o citești, ai recitit-o și ți s-a părut diferită. Da. Cred că totuși sunt și cărți care sunt specifice unei anumite vârste sau nu și care ar fi bine să nu fie citite prea devreme. Am avut curiozitatea și nebunia de a citi Dante prea devreme, mult prea devreme. N-ai cum, nu se poate. Adică, probabil că cum. Sigur sunt copii care sunt prodigii din ăștia care reușesc să citească Dante și să-l înțeleagă și să intre în dedesubturile problematicii și chiar să facă față notelor de subsol necesare. Dar abia mai târziu, undeva pe la sfârșitul liceului, am reușit să o recitesc, să citesc tot ciclul din Divina Comedie și să înțeleg ce n-am înțeles și să simt satisfacția asta, dar e un exercițiu pe care mi s-a întâmplat foarte rar să-l fac, să revin la o carte cu adevărat. Nu prea revin la cărți. Cred că lectura ta cu Dante a fost asemănătoarea mea, unei lecturi a mea a lui Kant. La fel, era cu dicționarul. Da, exact. Era o adevărată descifrare, aproape că făceai școală. Da, e o descifrare, știi? Da. Aproape că mai degrabă înțelegeai dicționarul acela de filosofie decât cartea. Da. Bine, de exemplu, cazul lui Nietzsche încă se mai străduiesc să-l descifreze. O carte care ai vrea să-i schimbi finalul. Nu mi-ar plăcea să schimb niciun final și cred că una dintre lecțiile cele mai frumoase legate de schimbarea finalului am primit-o de la un scriitor britanic, Jasper Ford, care a scris cazul Jane Eyre. Cazul Jane Eyre e publicat la noi, e tradus la noi, cazul Jane Eyre, în română, doar că este primul volum dintr-un ciclu de 6. Cazul Jane Eyre vorbește despre o lume alternativă în care Jane Eyre nu se termină cum știm noi că se termină. Și e ceva greșit în toată chestia asta. Toată lumea e dezamăgită de Jane Eyre, că nu se termină cum știm noi toți că se termină.
Și pe parcursul cărții, acești detectivi literari reușesc să producă din greșeală un incident care duce la apariția în carte a finalului pe care îl știm noi. Și în sfârșit toată lumea e fericită că această carte se termină cum știm cu toții astăzi că ea se termină. Deci cumva dacă o carte e cum e și se termină cum se termină, poți să te superi pe autor mai degrabă decât pe carte. Tu ești vocea în niște audiobook-uri, nu? Sunt multe? Câteva zeci, da, câteva zeci. Sunt, da. Am da. Înțeles. E inclusiv Alom. Da, a fost o bucurie, a fost chiar un experiment audiobook, cartea lui Alom, pentru că este nu atât o carte a lui Alom, cât este o coproducție a lui Alom cu soția lui, care era pe moarte. Soția lui fiind pe moarte, ei știau că urmează să moare, era un procesul ăsta lung al bolilor terminale nasoale, oameni în vârstă, îți dai seama, amândoi, și au decis să scrie această carte, acest jurnal, scrit un capitol, scrie un capitol. Până în momentul în care ea n-a mai putut să scrie și în audiobook-ul nostru Ana Maria Oglindă citește părțile scrise de doamnă și eu părțile domnului Alom. Evident că am citit acasă toată cartea ca să putem să avem toată priveliștea asta. Dar țin minte că Ana la un moment dat ne-am intersectat în studio și mi-a spus: măi, o să știi că eu fac pauze de plâns, că n-am cum. Este o carte, uite, și acum când zic chestia asta mi se ridică părul pe mâine, pentru că e o carte extrem de emoționantă. Este, o să rămână, din punctul meu de vedere, din tot ce a scris Alom până acum, o să rămână unul din cele mai importante puncte de creație literară din viața lui și din viața noastră. Se numește viața, cum e, mă? Când scapăm, tot vine în engleză. Are un titlu frumos. De ce să greșesc? Mai bine mă uit, știi? Că eu am chestia asta cu cărțile. Prefer să mă asigur ca să nu zic prostii. Ialom. El este recunoscut așa pentru minciunile de pe canapea și așa mai departe, chiar era. Exact, exact. Și Prânsul lui Nietzsche, care e o carte sublimă, care te poate ajuta enorm. O chestie de viață și de moarte. O chestie de viață, o chestie de viață și de moarte. Cumva, nu știu, mi s-a părut o carte foarte greu de scris, de citit, de parcurs, dar o satisfacție fantastică la final. Evident că ultimele capitole sunt după ce ea nu mai este. Și atunci intri într-o lume a metaficțiunii. Deja nu mai e ficțiune, nu e non-ficțiune, nu e jurnal, este sufletul fiecărui cuplu care a existat cu adevărat vreodată. Ei doi având o viață de familie fascinantă, amândoi urmându-și cariere academice exemplare, având copii numeroși, ținând foarte tare la comunitate, adică, și citești lucrurile astea și te gândești, doamne, cum au reușit? Au reușit, uite că au reușit, se poate. Adică e și o carte care îți dă speranță. O să rămânem atunci la speranță, pentru că au trecut minutele în care noi puteam să mai vorbim și despre speranță. Dar o să te mai invit la Bucumedia. Mi-ar plăcea să accepti și îți mulțumesc pentru ce ne-ai împărtășit astăzi. O bucurie pentru mine. Sper să se uite oamenii în continuare să se ducă la spectacole de teatru. Ne vom regăsi temporar în spațiul ăsta să vorbim despre teatru și despre bucuria acestei arte. Încă o dată mulțumesc. Și eu mulțumesc mult de tot. Iar noi, dragilor, ne revedem ca în fiecare duminică de la ora 17. Până atunci, lecturi savuroase! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.